Stăpâne, mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, vino și vindecă-mă și pe mine, netrebnicul robul Tău. M-am îndepărtat de Tine, am rănit bunătatea și iubirea Ta, am păcătuit la cer și înaintea Ta, toate fără de legile le-am săvârșit și stau lipsit de toată virtutea și sănătatea. Izbăvește-mă, Doamne, de toată apăsarea sufletească prin care trec cu dreptate și pe care au pricinuit-o multele mele păcate. Eu sunt cel care am greșit pentru această pustiire și pieire a sufletului meu. Egoismul m-a stăpânit, nepăsarea m-a înrobit, lenevirea m-a apropiat de ceasul morții. Iartă-mă, Doamne, și vindecă netrebnicul meu suflet. Îndepărtează de la mine Duhul cel viclean care mi-aduce această nepăsare nesuferită a sufletului și a trupului. Alungă greutatea din inima mea. Slobozește-mi sufletul și trupul de deznădejde. Miluiește-mă, Doamne, și iartă-mă pe mine, cel apăsat și suferind sufletește și trupește. Tu care ești bucuria și lumina și învierea și paștele desfătării noastre, Tu care ne-ai făgăduit, nu mă voi depărta de Tine, nici nu Te voi părăsi. Tu cel care Te-ai pogărât până la vistierele iadului, căutând oaia cea pierdută, adică pe mine. Miluiește-mă, Doamne, pentru rugăciunile prea curate, prea binecuvântate-i Maicii Tale, bucuria noastră a tuturor oamenilor și a tuturor sfinților. Amin. Doamne ajută!